lucrează în străinătate și primesc unii din ei pensie de la statele în care lucrează. Da. Și le convine extraordinar de mult. De aceea pleacă mulți români acolo și vin cu pensie care, ca dacă ar munce în România, ar fi de 4-5 ori mai mică. Nu întâmplă tot la dată exemplele astea. Pentru că sunt triple salariații, sunt plătiți de 2, de 3 ori, de 5 ori. Eu am fata mea care e în Canada și primește un salariu mai mare de 10 ori față de cât ar fi primit în România. Și atunci sigur că și pensia e raportată la venituri când vorbim de contributivitate. Statul român își bate joc de proprii cetățeni. Și asigurările sociale, la fel. Și asigurările sociale. Păi asigurările sociale au legătură cu bugetul asigurării sociale, cu BASO. Că el vorbim de contributivitate. Dacă omul ăsta lucrează pe salariul de bază minim brut pe 1500 de lei, el trebuie să se ia la valoarea asta, la 2550 cât acum plată. Și atunci sigur că la pensie când îi face calculul să fie o pensie mică, să fie o pensie de 2000 și ceva de lei. Adică 200 și ceva de euro. Păi e logic să fie așa, pentru că sunt raporturi juridice, raporturi financiare pe care nu ai cum să le constați. Acolo e vorba de lucruri certe. Ori în România politicile sunt, repet, îndreptate împotriva noastră, a tuturor. Majorări excesive de prețuri la combustibil, carburant, energie, majorări excesive de prețuri la alimentele de bază. Uitați-vă în zona privată, agricultură. Că noi în Călăraș ne ocupăm cu agricultura 80-90%. Micii fermieri, anul ăsta, vor fi închiși, vor fi puși în incapacitate de plată. Am avut probleme cu seceta, nu au declarat calamitate ca să primească bani de la guvernul, nu chiar dacă a avut asigurare, asigurarea nu asigură seceta, nu asigură calamitatea, trebuie asigurată de guvern. Nu mai au capital de lucru, băncile nu le mai acordă credite, au credite de derulare pe care nu le pot onora și atunci oamenii vor intra în incapacitate de plată. Și vorbim de fermieri 200, 300, 500 de hectare, practic sunt acei fermieri care ne asigură nouă, dacă vreți, până la urmă, toată piața de consum. Pentru că mari fermieri, merg la export, au altă logică. Dar fermieri ăștia de 200, 300, 500 de hectare, în mod deliberat, de guvernul actual PSD, PNL, UDMR, vor fi falimentați.